Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt RCH Gamer și astăzi ne uităm la premiile de la Weekend League. Am terminat din nou același rank 6, 9 victorii, dar 9 victorii așa pe final cu ultimele 3 meciuri câștigate una după alta. Groaznic. Apropo, cred că comunitatea de FIFA este una dintre cele mai toxice comunități. Nu pot să înțeleg pe oamenii care intră și ies la 0-0 fără să dăneze meciul. E clar că nu mai ai nevoie de meciul ăla. Ai putea să fii și tu un om de treabă și să donezi meciul. Nu mai ieși la 0-0. Nu-ți mai bate joc de unul ăla de la capătul celălaltă conexiunii, că na, cu siguranță și el se chinuie la meciul, la jocul ăsta. Așa s-a terminat Weekend League-ul ăsta cu o victorie 7-2 împotriva lui Ramo, adică lui Ramona. Sper că este un băiat și n-am bătut o fată random, dar dacă asta este, facem cele 47-45 de puncte necesare pentru rank 6. Stau să mă gândesc dacă cei 3, am avut 2 care au ieșit la 0-0, unul care mi-a dat 1-0, am egalat, după care a ieșit din meci. Sau să mă gândesc dacă ea 3 mi-ar fi dat victoria dacă aș fi avut rank 5. Da, na, nu o să aflăm niciodată, nu o să știm niciodată rușine lor. Mă simt foarte bine că am reușit rank 6, eram foarte nervos și nemulțumit. Asta este și ultimul Weekend League de pe acest an. Luăm o pauză bine meritată de 2-3 Weekend League-uri. Oricum săptămâna viitoare n-am să fiu acasă, n-aș vrea în weekendul cu anul nou să mă joc, așa că vom face pauză de la Weekend League. Avem aceleași minunate două picuri, unul din 3, 8 și 4 plus. Puu, Modric sau Amrabat, și având în vedere totuși că avem acel SBC pentru Icon și Amrabat este doar 3 skill moves și așa mai departe, noi vom lua pe Modric, o să ne ajute foarte, foarte mult la acel SBC. Iar al doilea pic, groaznic, oribil absolut, o să le iau pe Grealish doar pentru că e Grealish în rest. Da. 88-84, puteau să fie 2 de 88, dar în fine. Avem 12 pachete, 12 pachete care trebuie să ne ofere jucători pentru a termina SBC-ul cu Icon. Bine, nu sunt 12 pachete, că avem și astea de World Cup care sunt total neinteresante și care nu ne ajută. Abia aștept să dispară carturile astea din club, să nu le mai văd, să nu mă mai încurce la SBC-ul sau când fac echipă sau așa mai departe. Sunt absolut oribile și nenecesare și nu trebuiau blenduite așa. Le dau și direct cu XL că nu stăm la discuții. Și ne-au mai rămas cele 6 pachete. Dăm cu nici nu știu cu ce să dăm. Hai să dăm cu Jumbo Premium Gold Pack. Nu avem absolut nimic, nici porți, nici nimic, e ceva din Argentina. Messi, ce-o fi? Trejo, habar n-am. Omul ăla sigur nu a fost la mondiale. Mai 6 pachetele. Hai să vedem cine e cel mai mic. Avem și un Jumbo Rare Players Pack din care ar trebui să vină. Hai să dăm în ăsta 583 plus. Poate, dar n-avem nimic special. Portugalia, ST, nu este că amul. Îl avem pe Bruno Fernandes de 86. Decent. Și cu Bonucci aici trimis frumos pe transfer list. Dăm în acest mix contract pack. Am rupt cu el. Mai 4 pachetele. Pachetele destul de bunicele. Dăm în rar mixed player pack și după aia rămânem doar cu gold. Nimic aici, absolut nimic. Cine e ăsta? Nici măcar Pedro Porro, sigur. Mergem pe ultimele 3 reacții live. Acum le deschid. Nu sunt înregistrări, am zis să mergem pe reacții live. Rar player spec, hai că ne punem foarte mari baze din astea 3 pachetele. Germania, CB, Hummels. Da, super 84, excelent este. Minunat, într-adevăr. Un rar player spec cu 16. Hai să vedem ceva, cred că nu e nimic, bă, nimic. Este ce e asta? Payet.
Incredibil, ferească-mă Dumnezeu. Și ultimul pachet în care ne punem un pic speranțele, acest 30, acest jumbo, bă, nimic nici aici, incredibil. O, da, ce e ăsta? Slimer, 83 cel mai mare, 83 cel mai mare și cu duplicate-uri, vai mama lui. Absolut oribil, deci most fraud packs ever. Pentru asta am jucat și Weekend League-ul ăsta, pentru un Modric și încă un 86, parcă, nu? Da, pentru un Modric și atât, basically. Să tot joci la Weekend League, să tot joci. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Nu uitați până data viitoare să lăsați un like, un subscribe, un comentariu, un alea. Mai avem de făcut Di Maria, noul SBC. Ne uităm în următorul video la el. Și Iconul, SBC-ul de Icon 88 Plus. Poate acolo primim ceva, de Doamne ajută. Nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Pam, pam.